raportat la forma de guvernare astăzi. Actuală. Din păcate, din păcate trebuie să o spun și eu, așa cum o spun din ce în ce mai mulți români, nu este deloc, nici măcar nu roz, nu are tentă de roz, este cu o tentă de gri închis, pentru că România astăzi nu este pe un drum normal și corect prin care, în care trebuie îndreptată țara. Actualul guvern, nu știu, prin politicile pe care le face, parcă luptă împotriva economiei și împotriva românilor. Fac o declarație și mi-o asum. Tot jocul politic care se poartă astăzi de alianța PSD-ALDE, pe de-o parte, și Partidul Național Liberal pe partea cealaltă, are ca țintă alegerile prezidențiale din 2019. Deja a început bătălia. A început a doua zi după parlamentare. Și am să mă fac explicit de ce. Pentru că măsurile populiste pe care, și fără suport și perspectivă, mă refer aici la segmentul economic, ăsta duce motorul țării și de dezvoltare, nu au o sustenabilitate, pe de-o parte, PSD-ul. Pe partea cealaltă, PNL-ul, și s-a văzut prin moțiunea de cenzură pe care noi, ca partid de opoziție și partid de dreapta, am susținut-o, a fost tratată superficial. Liderul Mișcării Populare din Suceava consideră că nu mitingurile și protestele vor duce la schimbări semnificative și bune pentru țara noastră, ci doar votul exprimat de români la alegeri. Avem cazuri de partide puternice și în Suceava. Exact. Atunci când o nouă generație a venit și a încercat să preia frâile, a venit cea veche și a făcut în așa fel încât să-i căpăcească pe cei tineri să-i scoată înapoi din... Mamă, stați liniștiți că voi n-aveți experiență, nu aia. Însă, repet, singura chestie care poate schimba și poate să direcționeze, sunt de acord și cu mișcările de stradă. Da? Arată un mod de nemulțumire și poate determina o structură guvernamentală și să schimbe poziția. Dar cel mai democratic mod este de a merge și de a te exprima acolo când... Sau de a sancționa, da? Dacă sună altfel. Sau de a sancționa, corect. Dar prin vot. De ce prezența în alte state europene a votului este, nu știu, undeva la 90%? Pentru că sunt direct interesați. Corect. De viitorul lor. Corect, da? Corect, da. Spuneți-mi, protestele de stradă, inițiate și până acum, cele care se anunță pentru luna decembrie, vor schimba ceva? Nu știu, eu stau și le privesc. Deci un protest de stradă arată un mod și un moment în care o masă de oameni este nemulțumită de ceva. Da? Da. Dar eu vă pun în felul următor. Este o structură, și eu fac o analiză la rece. Corect. Este o structură guvernamentală care vine tot pe un vot. Eu acum stau și întreb, ce e mai puternic? Votul sau demonstrația de stradă? Ce e mai democratic? Din punctul meu de vedere, votul dar da? S-a văzut schimbat votul. Guvern okay. De protestele deci, din stradă. Vine un guvern în urma votului, cu toate că nu sunt de acord și l-aș fugări de ieri la șfugării, sunt niște incompetenți cu toții. Dar o privim democratic. Un guvern venit în baza unui vot, care duce o politică falimentară pentru România, și o grupare, o masă mare de oameni, care manifestează la nivel de țară, împotriva guvernului actual, da? Care duce România spre un dezastru. Întrebarea este, care parte are dreptate? Cea care, democratic vorbind, nu din punct de vedere analize ce face guvernul, cea care a venit în baza unui vot sau cea care vine și schimbă guvernul prin baza unor manifestări de stradă. Da? Eu nu sunt de acord cu schimbatul guvernului prin proteste. Nu. Guvernele ar trebui să se schimbe. Da, protestele se fac pentru a arăta că țara este nemulțumită și să faci presiuni ca să, nu știu, să-și dea demisia, să remanieze, să renunțe, da, să faci anticipate. Dar la noi nu există demisie, altceva. Este altceva.